Tata ajută când nici măcar nu îi se cere ajutor, adică el vede și ajută absolut pe oricine are nevoie. Cam așa îl văd eu, omul care ajută, fără a fi tras de mânecă. Nu e genul de politician clasic, tata, sub nicio formă. De-aia la început am avut așa oarecum frică, că am zis, cum o să rezist el în politică? Că e prea bun cu toată lumea. Cu toți contracandidații lui care aruncă cu săgeți și el 100% n-ar putea să răspundă la fel. Partea religioasă e foarte, foarte apropiat de biserică și asta ne-a insuflat și nouă. Adică weekend de weekend mergem la biserică, chiar dacă nu apare, nu a apărut în mediul online cu fel de fel de ajutoare, chiar a ajutat și prin noi. De exemplu, noi am fost la niște familii nevoiașe, i-am ajutat, dar nu am vrut să apară online. Adică nu vrea să apară lucrul ăsta. El ajută tot timpul, doar că nu tot timpul iese online. Eu am zis, am fost de mic pe la el, pe la muncă, îmi plăcea să merg pe acolo să mă plimb, fiindcă e și iazul lângă. Mai mergeam, mai vedeam lumea cum stătea la pescuit, îmi plăcea foarte mult și vedeam că toată lumea îl admiră, fiindcă era un om calm și toată lumea îl respecta, fiindcă el, la rândul lui, îi respecta pe toți. Eu am o amintire, e frumoasă, dar practic povestea e tristă, dar e o amintire frumoasă pentru mine acum, în momentul ăsta. Eu am avut niște probleme de sănătate și în ziua în care au apărut problemele, s-a organizat foarte repede cât și eu să ajung la medic, la spital și să le pot rezolva în timp util. Și uite, slavă Domnului, s-au rezolvat toate. Adică asta nu o să mi-o scot din minte. Am ajuns la spital și acolo au zis că am avut accident vascular cerebral. Era paralizat toată partea. Și n-a vrut, adică el nu credea așa ceva. Și am mai mers la alt domn. Când am aflat diagnosticul corect. Și l-am tratat și sunt bine și în ziua de azi. Tot timpul prioritățile lui sunt foarte bine setate, adică indiferent de orice ar fi, familia primează. Poate să aibă lucruri foarte importante de făcut pe la muncă, dar dacă e ceva, o problemă în familie, oprește tot și rezolvă problema din familie, fără doar și poate. În cazul meu nu există zi în care să nu vorbesc cu el la telefon. Seara sau dimineața, chit că are, este foarte aglomerat, mă sună mereu și mă întreabă ce faci, ești bine, nu există zi. Chiar dacă e obosit, puizat, am foarte multe amintiri cu el din vacanțele de vară, mai ales de la bunici, n-am stat niciodată. Mergeam la țară și drumurile cu mașina, la mare, cântam în mașină, toți. Și nu știu, o amintire frumoasă, cred că când am dat admiterea la facultate la fel, eram foarte supărată că nu o să intru, că... Și el a fost cel care m-a susținut, era acolo mereu, nu, că ai să intri, că ai să vezi, că o să fie bine. Și până la urmă am intrat și a fost foarte bine. El bucură în fiecare an când pune florile prin oraș, adică e foarte mândru, uite, vezi, asta-i spuse de mine, vezi ce frumos e orașul, când înfloresc alelele, adică asta e chiar o bucurie mare de-a lui când vede orașul înflorit. Cred că unul dintre principalele lucruri e consecvența. Tot să încerci până când îți reușește. Țin minte și acum o povestire, cred că eram clasa a doua sau a treia, nu mai țin minte, și îmi făceam tema și am scris super urât, dezordonat. A venit, a rupt foaia odată, pac, iarăși din nou, iarăși am scris urât, iarăși a rupt foaia. De-abia cred că a treia sau a patra oară ieși perfect, zice, no, acum e ok. Și am ajuns la școală a doua zi și am luat foarte bine. Țin minte? Da, la fel și eu, nu exista vacanțe de vară în care să nu trebuiască să-mi fac temele, zi de zi, teme, ca să îmi explica că făcând teme voi ajunge sus în viață și voi fi independentă pe picioarele mele și organizarea la el a fost mereu importantă și ne-a învățat și pe noi să fim organizați.